Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou podcast. Ne facem un car vlog puternic, doar am filmat un vlog de 3-4 zile, măcar o știu cât a trecut. Deci cum vorbeam, în vlogul de asta o să fie vorba despre faptul că nu mai mi-au nici casă, nici apartament, nu mă întreb nimic în România asta. Și stimă. Vreau să vă spun că mai alaltări când plecam noi, nu știu pe unde plecam Amore mai alaltări, nu știu. Plecam pe undeva mai alaltări eu cu Amore și vreau pe faptul că scoate tati un miliard din bancă să-mi iau casă și apartament și ce mai vreau eu să ne mai luăm Amore, nu? Da. Ce mă mai ajuta, cine mai ajutau ai mei, ce mă mai ajutau ai tăi și făceam treabă, eu luam casă, luam apartament. Ne-am dus la Craiova, frumos, ne-am făcut viața, am mâncat un câine cald. De unde mâncăm noi câine cald? Cel mai bun câine cald? De pe Bresti. Facem și o reclamă scurtă, acolo pe Bresti. E un câine cald cel mai șmecher, câine cald la 4 lei, două bucăți de cârnăcior înăuntru. Mâncare caldă și bunicioară, tot timpul dăm pe acolo și mâncăm un câine cald corect. Asta ca paranteză. Mergem la Craiova, gata, hotărâți, ne cumpărăm, ne alea. Ne angajăm la Ford, eu și cu Amore, după cum știți din vlogul de mai alalteri. Ne-am uitat un pic, 60.000, 50.000 apartamentul prin Craiova, 80.000, 90.000, uite ce se taie pădurea, culea așa de nasul. Autici. Haide să încarcă tirul peste tiruri. Stimă. E, acum mai uităm 50-60.000, zic, bă, dacă tot ne uitarăm prin Craiova asta la apartament, aici ne uităm și prin Filiaș. Și ne apucăm noi să ne uităm prin Filiaș, bă, viața mea? Ce crezi? Cum ne uitam așa, ne uitam, vedem un apartament, 30.000, mai vedem încă unul, 30.000, vedem încă unul, 55.000, mai vedem încă unul, ăla a fost cel mai scump, 55.000, da. N-a fost 55, stai că de fapt n-a fost 55.000. Nu, a fost unul. Da? Da. E, și vedem unul 11.000, mamă, când am văzut 11.000 eram, cobor Doamne pe pământ, ca să vezi cât sunt de blând. Azi gata, dăm lovitura, Amore, îl luăm cu 11.000, îl dăm cu 20.000, facem 8.000 în 3 zile, nu? Da. Am zis, bă, îl luăm cu 11.000, facem 3.000, mă visam deja, mă visam, gata, mă visam departe, zic, omul e rate în alea, e nebunii. 8.000 facem ca băieții. Tu apăsați pe ecran și mi se lua focusul de pe față, precis, și mi s-a pus focus pe undeva pe exterior, că sunt întunecat tot în mașina asta, mai apasă încă o dată pe ecran undeva, pe fața mea, ca să facă focus. Vezi? Că se mai albi, parcă o leacă, cred, sau nu știu, în fine. O să-mi cumpăr la un moment dat, o să-mi pun un gol, ca toată lumea bună, că lumea la 100.000 de abonați spune gol de 1.000 de euro, de 3.000, de 4.000. Oamenii la 100.000 de abonați câștigă și 1.000 într-un live din donații și de asta. Poate mă duc pe mine oamenii să-mi iau și un Sony ZV-1, vreau să-mi iau ăla undeva la 800 lire. O cameră cu focus, cu tot ce trebuie, e o cameră și nu e zi, nu e zi, amore. Nu e o cameră cu obiective, e un mirrorless. E fără obiective, e fără obiective, e tot ceea ce am eu nevoie. Nu am nevoie de un setup din la bigger, să stea nu știu cum, microfoane, să microfoane și chestii gen. Dar asta într-o bună zi. Da. Mamă, când am văzut apartamentul ăla cu 11.000, mi-a zis să mă bată mama, luăm. Și sunăm, dar prima n-a răspuns. Sun iară. A răspuns omul. Salutare, salutare. Am zis că e un apartament la 11.000. Care 11.000? Ce crezi? Omul dădea apartament în Filiaș cu 56.000? Da. Sau 55.000? Nu, 56.000. De 56.000 dădea un apartament în Filiaș. Băi, deci de ia mintea când auzi 56.000 de apartament în Filiaș. Acum spuneți voi care trăiți prin Filiaș, cam unde ar trebui să lucrezi tu ca să-ți cumperi un apartament? Vezi că era întuneric în pădure, din cauza aia mi se părea mie că aia, știi? Unde ar trebui tu să lucrezi ca să-ți permiți să dai un Filiaș? Sau, de exemplu, ai bani, ai 55.000, îți cumperi un apartament cu ei și unde ar trebui să te angajezi? La Profi unde cât e salariul? 20 de milioane. Cred că maxim, nu? Cred că în cel mai fericit caz e 20 de milioane prin Filiaș. În cel mai fericit caz, ceea ce nu prea cred că e 20 de milioane, dar să sperăm că iei 20 de milioane prin Filiaș, da? Unde ai trebuit să lucrezi ca să-ți iei, zi, apartament? Ha? Nu unde să lucrezi. Unde să fii lucrat? Unde să fii lucrat să... Bă, mamă, cum să-ți îngrămă 55 de ani?
dar ce e mirarea, prea mirare. Dacă s-a vândut lângă casa lui frate meu, în casa lui frate meu e un magazin. Dincolo de magazin e școală și dincolo de școală e o casă, 20.000 la noi în sat. Unde vorba aia, nu ai apă curentă, da? Nu ai canalizare, nu ai gaz. Știi? Da. Curent ai. Nu ai internet prin fibră, ai prin modem, prin gen. Problema oamenilor, părerea mea, e că ei consideră că dacă tu îți cumperi o încăpere, gata, e și casa ta. Înțelegi? La asta mă refer. Mă refer că ei cred că dacă ți-ai cumpărat o casă, gata, ești realizat, gata, ești nu știu cine, înțelegi? Dar poate că casa aia te slăvește și îți ia toată bucuria. Zeci de ani. Da, clar. Da, sau eu știam, eu am observat o chestie. Oamenii de obicei fac targeturi. Eu o să fiu fericit dacă fac asta. Exact, știi? Exact. Adică, eu o să fiu fericit dacă am mașina aia. Da. Muncește, strânge dacă nu face credit și a luat mașina. Exact. Și fericirea lui durează, știi cât? Maxim 2 luni. Da. Că după aia se obișnuiește cu confortul pe care îl oprești, îl oferă mașina aia și gata, deja nu mi se pare wow și spune că fericirea lui e altceva și își face un alt gol. Și tot așa. Tot așa, nu? Exact. Și mai sunt oameni care fac rată. Îți dai seama. Dar să ne gândim la faptul că, uite, de exemplu, în Anglia, noi se obișnuim cu sistemul ăla într-o oarecare măsură, că așa ne calculăm noi. E, te bagi în bancă, nu ai impozit mare, dar îți iei cu banca o casă și ieși mai bine decât ai lua și ai închiria. Adică rata este mai mică decât chiria. E, bagă-te tu și scoate 55.000 din bancă. A? Tu îți mai plătești chiria la, zic, sunt în filiaș, lucrând doi oameni, nu reușești ca să treci să plătești chiria. Nu, asta e clar. Înțelegi? Da. Deci, păi pe lângă chirie pune și pachet, pune și transport. Da? Dacă mai nu mai ai, pune nu mai poți să te mai îmbraci, copii nici de cum. Că trebuie să te îmbraci, ce de îmbrăcat nici de cum. Noi ca nație românii suntem o nație foarte diferită față de toți, față de toată lumea. Și de ce spun asta? Nu știu, ai văzut cu mine ăla podcast, nu podcastul. Da. 40 de întrebări cu nu știu ce. A, cu Borcea. Bă, ăsta cu tractorul nu se bagă, mă, man. Te băgași tu cu tractorul, bă, animalule, că ce să-i... Asta are două clase ca trenul. Are două clase ca trenul, se bagă cu tractorul. Ia și intră, ia. Ia și intră acum, na. Era rândul meu să intru, n-ați reușit de regula one by one. Era rândul meu să intru, intră și el. Nu-l filma, că după aia trebuie să se vadă pe cameră. Lasă să treacă liniștit. A, păl știu, nu are... Omul n-are pe nis de asta. Mă rog. Păl știu. Abandonat școala în clasa 5-a, mi se pare. În fine. Zi, unde rău sunt? Că-mi pierdu ideea. Îmi pierdu ideea, o altă, știu. Mentalitatea oamenilor este foarte... Nu, dar de ce vreau să zic, uite, mă, ce-mi pierdu ideea acum, mă, bă, și că aveam așa o idee, așa fac, și de multe ori când filmează Amore și mă bruiază cu ceva, nu știu ce, și mă, asta îmi sare. Da, pune vina pe mine acum. Pe tine pun vina, numai tu ești de vină. Cât ar trebui să câștigi ca să poți să speri să plătești rata aia și să mai fii și fericit? Că n-ai cum. Nu. No. Da, vreau să spun că am uitat la 40, cele 40 de întrebări cu Cristi Borcea. Nu știu dacă ați văzut emisiunea 40 de întrebări, este una din emisiune care la chiar mă uit de la TV. Alta nu. Și nu mă uit la TV, mă uit pe YouTube, mă uit. Vorbea Borcea despre faptul că, despre cum a făcut el banii. Așa era întrebarea, așa venea răspunsul, gen. A făcut bani cu gaz. Și și-ar fi vândut compania celei mai mari firme din Olanda care se ocupa cu gaz. A vândut-o cu 3 milioane de euro. Sau ceva de genul. Dacă nu spun eu informația corectă, că probabil mulți dintre voi ați văzut emisiunea de pe canal de 40 de întrebări, mă contrageți prin comentarii. Deci a vândut afacerea cu gazul unor olandezi cu 3 milioane de euro. În 3 ani a cumpărat aceeași afacere, tot cu gazul, afacerea pe care el a crescut-o până la urma urmei, cu 700.000 de euro.
aproape în faliment. Joacă pe asta. Cum? Cum? Pentru că a venit străinul și a crezut că face afaceri pe pământ românesc. A venit pe un teren minat într-o oarecare măsură, pentru că ei sunt obișnuiți ca... Ei sunt obișnuiți că treburile merg ca și acolo. Când la noi, dacă nu faci o șpăguță... Și a luat Borgea iar așa afacerea după 3 ani și și-a ridicat-o probabil, că el știe cum... Asta înseamnă să creezi ceva de la zero. Nu trebuie ca să ungi. Ca și oamenii care au canale de YouTube. Uiteți canalul ăsta, aproape o să facă în câteva luni 100.000 de abonați. Dar să zicem că mi-au strike-uri și mi-l închid până la urmă, oameni. Îl închid, dar n-au cum să șteargă pașii pe care eu i-am urmat și skin-ul pe care eu l-am căpătat din pașii pe care eu i-am urmat ca să ajung cu canalul ăsta la 100.000. N-au cum să șteargă chestia asta. Și dacă creezi altul, tot o să muncești până îl crești, da. Dar tot știi cum să-l crești. Și tot știi cum să vorbești în fața camerei și... Înțelegi? Ca unui canal, da, contează cine vorbește în fața camerei, dacă vorbești, dacă nu, stă și tace. Și cam așa asta treaba. Deci 55.000 de coco în filiaș mi s-a părut aproape mult. Plus că, fii atent aici, noi ne gândeam să facem afacere cu apartamentul, că tot pe la țară stăm așa, că ne place la țară, ce să faci la oraș, stai în casă așa, stai în pat, stai așa. Înțelegi? Noi vreau să cumpărăm, să investim 55.000 și să dăm în chirie într-o oarecare măsură și când ne durăm de stat la țară, ne mutăm la oraș. Acum, chestia e în felul următor. Zice omul la un moment dat, zice că oricum îl am în chirie, dacă vrei să-l vezi și după aia mai vorbim despre cât mai poți să-ți mai las de la și chestii de genul. L-am lăsat, am trecut mai departe, că m-am ofticat numai când am auzit de 55.000 și am mai sunat pe cineva, tot avea, ăsta avea 55 de metri pătrați cu 55.000 de euro, nu? Da. Am sunat pe altcineva, avea 30 ceva de metri pătrați cu 25.000 de euro, nu? Da. L-am sunat pe om și că l-am dat deja în chirie. Și zic, dacă nu vă supărați, cam cât ar fi chiria? Cât am zis, 6 milioane? Da. 100 și un pic de euro, nu? Cam 110. Acum, întrebare. Se merită să investești 55.000 de euro și să scoți un profit de 6 milioane? Hă? N-ai cum. Și plus daunele care se fac. Plus daune, exact. Da, da. No way. La în contextul, de investiție. În contextul în care... În Anglia, dacă investești, nu cred că nici în Anglia nu e, dar măcar acolo ai minimul de salariu de 2000 euro cu 4 zile pe săptămână muncite și un om care lucrează într-o fabricuță, tot așa, cam la vreo 8 ore, ia și el 1000, nu? Da, 1000 sau 1000 după taxe, vreau să spun. Și intră 3000 în casă, lejer, nu? De 3000 în casă de înger, îți prindi să plătești o chirie de 400. Pe asta ne gândim așa. Ne gândim așa, noi plătim chiria 400 și un pic. Pe mai mult de 50 de metri pătrați. Noi avem acolo mai mult de 50 de metri pătrați. Da, 400 și un pic. Da. Și salariul 3000. Înțelegi? Cum poți să investești aici și investiție 100.000, să zicem. Scade investiția la 55.000, scade salariul la 1500. Da? 1500, da? E 1500 în România, doi oameni. Nu e. Hă? Depinde ce lucrezi. În filiaj, vreau să spun. A, nu. N-ai cum. Filiajul să lucrezi la bancă. Dar nu ai cum, iubire, pentru că nu sunt atâtea posturi de muncă și... da, două persoane bănuiesc că poate să ia singurul, cred că la Ford. Dacă lucrează la Craiova? Ford, da. A, nu în filiaj. Dar faci, pune naveta, pune toate cele, știi? Nu, no, nu e afacere, deci nu. Cam așa vreau să vă spun, Elana, că nu ne mai luăm niciun apartament, niciun filiaș, niciun Craiova, pentru că nu e afacere. Cred că orice afacere, cred că sunt mulți oameni care vin din Italia, Franța și vor să facă o afacere în România. No way, no way. De ce? Vei într-un sistem care, dacă intru ceva bani, mi se pare că scoți ceva bani, știi? Și scoți mai ușor, așa? Sau așa credem, nu e, amore? Dacă să gândești, investești ca să cumperi o casă, le-au 100.000. Da, da, acolo băncile nu te rup.
dacă scoți prin bancă la 20.000 de coco, ți ai numai impozit de extragere vreo 60 de milioane, aproape 2.000 de euro. Păi da, mă iubire, dar nu compara tu România cu Anglia. Anglia îți permiți ca să cumpere o casă, să ți faci un mortgage și să îți cumpere o casă, pentru că de ce? Automat rata e mai mică ca chiria și îți convine să îți permiți să plătești și cheltuielile. Da. În schimb aici rata te rupe plus cheltuielile. Diferența care e? În Anglia dacă îți cumperi casă cu banca, ești profit. Exact. Jumate din chirie, adică se reduce, dacă dai la chirie 400, o să ajungi cu rata la 200. Da. Știi? Exact. În schimb în România eu cred că e mult mai mult. Adică plus ce mai dai la bancă. Păi gândește-te că 400 probabil undeva la 16 milioane, cred că e pe 30 de ani. Undeva la 16 milioane pe un apartament cu două camere. Nu, muncești o viață ca să... Păi da, atâta este. Dacă scoți un miliard și ceva la să-ți iei un apartament cu două camere, nu spun, adică două camere ce înseamnă? Sufragerie și un dormitor. Baie și bucătărie. Asta înseamnă. Uite, vedeam că ușor, ușor, eu cred că o să ne întoarcem la ceea ce a fost. Adică la creșterea animalului, ce o să crească animale în 10-20 de ani, o să fie bogat și o să aibă pământuri. Înțelegi? Da. Dar asta e o altă discuție, e exact, într-un alt un alt vlog, da. În cazul în care am apucat acest car vlog viețile mele, dați-mi pe voi 1000 de like-uri cel puțin. Și ne auzi data viitoare cu cea mai mare pace și cu cea mai mare ok. Vă pup și vă doresc o zi minunată! GoPro stop recording.